Când îți dai seama că în susținerea diversilor miniștri sau unor diverse, unui astfel de guvern, se află persoane care sunt asociate cu dosarele de mare rezonanță din Republica Moldova, nu poți să, să cum să spun, să mergi tu cu motoarele turate înainte. Vreau să vorbim un pic Dei și... Vei încerca să, repet, să găsești modalități de cooperare, astfel încât să nu-i pedepsești în mod să spun, nenecesar pe, pe cetățenii, cetățenii Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că vei avea o, o foarte bună calitate a acelei cooperări. Vreau să discutăm un pic și despre unde greșește România în Republica Moldova. Eu am stat ieri și să mă uit așa peste ce a însemnat ajutorul oferit de România Republicii Moldova. Peste 1200 de grădinițe renovate, școle renovate, microbuze pentru școli, sala cu org, muzeul de arte, scările de la Valea morilor, multe, 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 multe lucruri. Cu toate acestea, toate sondajele de Republica Moldova arată că partenerul strategic, așa cum este văzut de cetățenii Republicii Moldova, partenerul strategic al Republicii Moldova este Federația Rusă, în primul rând. Oamenii au încredere în Federația Rusă. De ce România pierde constant, deja de zeci de ani, acest război sau această competiție de încredere în Republica Moldova? Asta în condiții în care Federația Rusă nu a dat niciun bănuț Republicii Moldova. Cred că avem aceste camioane de dezapizire, primul cadou oferit de Federația Rusă Republicii Moldova. Cum Rusia reușește să obțină încredere cetățenilor în Republica Moldova fără a oferi nimic statului Republica păi, Moldova, iar România nu reușește? Ce instrumente utilizează România și ce instrumente utilizează alte țări în Republica Moldova? Ce organe mass media controlează România și organe de presă controlează alte țări. Credeți că este o greșeală e o Care e mentalitatea cetățeanului moldovean simplu? Și ce s-a schimbat în ultimii 20-30 de ani? Și noi nu trebuie să uităm un și lucru. Schimbat multe? Se schimbă nu. niște lucruri, dar Se greu, foarte greu. greu. Se schimbă foarte greu. Să știți. Adică cel mai greu să schimbă mentalitatea oamenilor. trebuie România să, să fac uităm, fac nu, mai trebuie, multe? nu trebuie să uităm un lucru. Vă place sau nu, dar asta e o realitate. Republica Moldova este un stat post-sovietic. Nostalgia în Republica Moldova din partea multor cetățeni este la cote înalte. Pentru că cu 30 Bun. de ani în Nu, este urmă... un stat post-sovietic. Era acolo ancorarea în toate Ucraina, cele. Ucraina, a... nu atât de mare. Nu, Ucraina a înțeles într-un mod dureros. Da. Că trebuie să schimbe chestiunea. Și noi am avut uh, momente dureroase. Au trecut aproape 30 de ani de la acele momente dureroase, și vedem acum că se vorbește tot mai puțin de conflictul de la Nistru și da. să vorbește în termeni care nu poate respecta în tot adevărul istorie. Dar dacă să revenim uh, la deci România, este un, este un stat post-sovietic în care nostalgia funcționează, în care uh, practic oamenii și aduc uh, cu plăcere aminte de cum era acum 30 de ani, uh, și aduc aminte că acum 30 de ani, de exemplu, PIB-ul per capita în Republica Moldova era mai mare decât PIB-ul per capita în România. Vă uitați acum 30 de ani uh, cu superioritate către România și nu credeți că România poate să facă ceva bun pentru dumneavoastră pentru că sentimentul de maxim respect era pentru Moscova Erați parte a acelui imperiu sovietic. Domnule ambasador și Dar, asta este chestia. alimentată an de an, pentru că despre asta vorbesc tineri care nici nu erau născuți. Prin, prin propagandă, prin dezinformare, prin diverse narrative. Ce contrapune România tuturor acestor lucruri? O România față de alte state, deci ale Uniunii Europene. De partea noastră, adevărul. Noi putem să venim să punem pe masă adevărul. Uitați, dragi cetățeni ai Republicii da. Moldova, voi nu credeți în noi, dar noi venim și v-am ajutat să vă reconstruiți grădinițele. Da. Nu le-ați apreciat, și poate nu le-ați apreciați la cot așa cum ar trebui. Asta nu înseamnă că nu vom repara în continuare grădinițele. partea de comunicare. V-am adus, adus ajutoare anul trecut, ne-ați primit sub pod. Nu e niciun fel de problemă. Ajutorul nostru, oricum a strălucit chiar și sub pod, nu ne-am supărat pe dumneavoastră cetățeni, am venit și anul acesta cu ajutoare, poate de, 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 de aceeași. admiteți că nu toți cetățenii Republicii Moldova știu despre faptul că România acordă aceste ajutare Dar pentru asta trebuie să fim ajutați. Am, și văzut, și în uh, am văzut și în Transnistria. Primul mesaj a fost de unde a venit vaccinul. Am văzut, am văzut și, uh, repet, pe tot ce înseamnă asistența României uh, și uh, ori am fost ecranați, uh -huh. ori am fost intenționat asociați, cu persoane controversate din Republica Moldova. Da. Inclusiv dumneavoastră ați făcut în emisiunea aceasta diverse trimiteri la un astfel de personaj. Un astfel de personaj. Deci, și da... nu înțelegeți că, de fapt, România înseamnă mai mult de atât. Și România are o memorie instituțională și România, practic, atunci când se uită la Republica Moldova, nu se uită doar la un singur cetățean, nu se uită doar la un singur om, care poate fi cel mai important om pentru dumneavoastră. Dar. Asistența României și politica României față de Republica Moldova, este una de lungă durată, este o politică omologată pe o platformă europeană solidă, dorim prin tot ceea ce facem aici să vă ajutăm ca Republica Moldova însăși să se transforme într-un stat mai bun, care să poată să fie mai democratic, mai deschis către cetățeni, mai transparent, mai uh, care să asigure o adevărată bună guvernare, în care justiția să funcționeze și în care Practic toți cetățenii să aibă posibilitatea să se manifestă plenar. Asta e politica României.